Cu sprijinul parlamentarilor noștri, Iașul va deveni cu adevărat o capitală regională a României. Pe 9 decembrie, vă rog, votați candidații USL, pentru că USL iubește Iașul. Microfermele sunt o soluție rapidă de creștere pentru agricultura noastră. O România puternică trebuie să ofere micilor fermieri un cadru optim de activitate economică modernă. Pentru o Românie puternică, pe 9 decembrie, votați USL. USL iubește Iașul. Bună ziua, stimați telespectatori! Numele meu este Sorin Lazăr și sunt reprezentantul dumneavoastră în Senatul României de aproape 4 ani. Sunt un om politic de tip nou, atașat valorilor cetățenești și dornic să fiu mai aproape de comunitatea care m-a ales. Experiența mea politică, de-a lungul celor 16 ani, timp în care am fost primar al Comunei Strunga, cât și pregătirea mea profesională, ca inginer, îmi permit, acum, să pot identifica problemele și să pot găsi soluțiile cele mai bune pentru ca dumneavoastră, cei care m-ați ales, să o duceți mai bine. Și așa cum în familia mea, alături de soție și de cei doi copii, îmi iau responsabilitățile în serios, puteți fi siguri că și în fața dumneavoastră mi-am asumat și îmi voi asuma rolul cu care m-ați investit, iar activitatea mea senatorială de până acum vorbește de la sine. Dragi români, în minutele următoare vă voi vorbi despre ceea ce eu, împreună cu ceilalți parlamentari din USL, dorim să facem în următorii 4 ani, astfel încât România să-și recapete demnitatea, iar dumneavoastră să aveți un trai mai bun. În anii în care a fost la guvernare PDL, a produs peste 700.000 de șomeri. Viitorul guvern USL va crea 1.000.000 de noi locuri de muncă. Noi știm că statul nu creează direct locuri de muncă. Da. Noi știm că statul nu creează direct locuri de muncă, ci trebuie să asigure, prin politici economice și aplicate, mediul necesar creșterii ocupării în economie. Însă, vom reduce impozitarea muncii prin scăderea contribuției pentru asigurări, cu 5%, atât pentru angajatori. Vom reduce integral plata CSE de durată de angajator pentru un an de zile, cu condiția menținere pe locul de muncă încă un an. De asemenea, vom crește salariul minim pe economie la 800 de lei pe lună și vom scădea fiscalitatea. Zero taxe pentru angajare cu jumătate de norma tinerilor sub 25 de ani, precum și a persoanelor cu vârstă mai mare de 55 de ani. Mai mult, vom reduce șomajul în rândul tinerilor, iar participarea firmelor la licitațiile pentru lucrări publice va fi condiționată de existența a minimum 10% angajați tineri. Tot pentru crearea de noi locuri de muncă, vom încuraja capitalul național cu accent pe zona industrială. Pentru a putea face investiții, vom accelera absorpția banilor europeni și vom stăpa hoțiile făcute de PDL cu aceste fonduri. Astfel, Sistemul Național de Achiziții Publice va fi generalizat pentru toate achizițiile, atât la nivel central cât și local. Astfel, atacăm direct corupția, reducem multe dintre cheltuielile publice nejustificate și decuplăm de la banul public clientela de partid PDL. Avem în intenție să înființăm un minister unic, real, pentru fonduri europene, care să coordoneze o autoritate de management unică, să fie dublat de o legislație unitară, care să dețină un corp de audit special și unic. De asemenea, vom impune o legislație unică privind achizițiile publice, crearea unui corp de audit și a unui corp de contestație unic și experimentat. O altă măsură va fi rambursarea TVA-ului pentru proiectele finanțate din fonduri europene după fiecare cerere de rambursare, și nu la finalul proiectului, precum și posibilitatea de decontare la plata facturilor neachitate în condițiile în care există un acord cu furnizorul sau există un termen de plată stabilit în contract. Vom înființa o linie specială de contragarantare pentru proiectele de investiții care vizează accesarea fondurilor europene, pentru a reduce gradul de risc al întreprinzătorilor, iar pentru personalul bugetar implicat în atragere de fonduri europene de cel puțin 50 de milioane de euro, vom introduce un sistem de bonificație motivat. Mai mult, vom responsabiliza factorul politic la nivel de ministru prin publicarea și actualizarea continuă a unor liste cu persoanele implicate în procesul de evaluare a proiectelor pentru a depista ușor cazurile de incompatibilitate și conflict de interese. Acestea sunt doar o parte dintre proiectele pe care USL dorește să le implementeze în următorii 4 ani de zile.
dacă va rămâne la guvernare. De dumneavoastră depinde acest lucru. Doar de dumneavoastră. Pe 9 decembrie votează USL. Pe 9 decembrie votează Sorin Lazar, candidat USL pentru Senatul României, în colegiul senatorial numărul 2. Astfel, anul 2012 să devină într-adevăr anul victoriei. Cu sprijinul parlamentarilor noștri, Iașul va deveni cu adevărat o capitală regională a României. Pe 9 decembrie, vă rog, votați candidații USL, pentru că USL iubește Iașul. Microfermele sunt o soluție rapidă de creștere pentru agricultura noastră. O Românie puternică trebuie să ofere micilor fermieri un cadru optim de activitate economică modernă. Pentru o Românie puternică, pe 9 decembrie, votați USL. USL iubește Iașul.